Lunar, locuitorii din Cernavodă se prezintă în audiență la avocatul poporului. Continuă problemele cu reconstituirea dreptului de proprietate. Au fost reclamate mai multe primării care până în prezent nu au emis titlul de proprietate persoanelor îndreptățite. Petițiile celor prezenți în audiență au fost legate de modul de aplicare a legilor proprietății, amânarea emiterii deciziilor de pensionare sau nerestituirea în temeiul legii a unor sume de bani. Cu pământul. Partea pământească, cât mai o fi noi. După aia facă ce vrea ceilalți. Și n-am rezolvat decât 10% din ceea ce doream. Nu este prima oară când veniți? A, 5-a, 6-a oară. Am fost de câteva ori, ne-a dat îndrumare, am făcut o plângere la București, la ANM-ul și ne-a răspuns că tot la primărie trebuie să o rezolvăm. Oamenii pot solicita sprijinul avocatului poporului în mod gratuit, fără perceperea de taxe. Experții vor acorda audiențe locuitorilor din Cernavodă și în lunile următoare.